Situație alarmantă la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. 65 de elevi și un angajat al instituției au avut de suferit după o toxie infecție alimentară. Despre caz anunță reprezentanții Ministerului Sănătății, potrivit cărora în prezent 14 dintre elevi și angajatul liceului sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, iar alți 6 copii se află la Spitalul Municipal de boli contagioase pentru copii. Unul dintre aceștia a fost transferat direct în secția de reanimare, fiind în stare gravă, dar stabilă. Restul pacienților sunt la tratament ambulator. Primele simptome, printre care febră de până la 39 de grade Celsius, dureri abdominale, vomă și diaree, au apărut în după-amiaza de 17 septembrie, începând cu ora 15. Elevii afectați sunt din clasele a 10 a 12, iar majoritatea au fost identificați de personalul medical. În total, la Liceul Aristotel învață 362 de elevi, dintre care 132 locuiesc în căminul școlii. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, însă deocamdată nu este clar cu ce s-ar fi putut intoxifica copiii. Ministerul Sănătății asigură că starea majorității elevilor internați este satisfăcătoare, dar cazul rămâne sub supravegherea strictă a autorităților, care vor reveni cu detalii pe măsura în care investigațiile avansează.